Păi deja eram atacant la Dinamo. Băi, păi da, meciul ăsta. Nu, lasă așa. Meciul ăsta ai fost atacant la Dinamo. Adică ai fost cu noi, stai liniștit. Bă, adevărul că nu mai mi-aduc aminte de meciul ăsta deloc. Lasă-mi aduc eu aminte, stai liniștit. Deloc. Uite, Rotariu juca la noi atunci, Dumitrescu, Lăcătuș. Păi cum? A, rezerve în apărare. Păi da, dar juca cu Negrău, fundaș central. Ciocan, fundaș dreapta, juca. Liniște, că a zis numărul 9, Balint. Da, o să fie liniște pe tot parcursul meciului, din punctul tău de vedere. Eu m-am amenajat la meciul ăsta pentru campionatul mondial din Italia, mi-am adus aminte. De asta am fost slăbuți, să nu zic caz de targă, știi? Da, păi bă, e echipa super. Echipa standard. Echipa standard. De asta a fost 5-1 la un moment dat. Sperați să luați voi cupa repede, să câștigați. Nu, că speram, am luat-o. Marchează în stilul lui, totdeauna plecările astea printre... Marca. Și marca, da. Lasă-mă să retrăiesc momentele ca și cum ar fi atât. Ce, nu mai retrăiești nimic, stai liniștit. Marca. Erai pe ea. Nu, n-aveam nicio șansă, dacă era pe portă, era gol. Ce jucător a fost Sabă ăsta, ce mijlocaș, cred că cel mai bun mijlocaș dreapta din istorie. Nu? Eu sunt convins. Da, nu, acum vorbim serios. Era prietenul cel mai bun al lui Dan Petrescu când era pe teren. Că putea și Dan Petrescu să urce în atac, în rest. Putea să facă ce vrea. Da. Mamă. Ce deranje aici în apărare. Mă, cel. Dar unde sunt restul de 7 jucători? Erau numai 3, am văzut. Aici îmi dă Ilie Dumitrescu gol. Scărița, soare așa. A, deci 1-1 și meciul se joacă. Da, se joacă, stai că se joacă. Era pe muche de cuțit. Pe muche de cuțit, ajunge la 5-1. M-am văzut și eu la până acum. Acum ai apărut, da. L-am felicitat pe Ilie. Dar pe aici nu erai deloc în... Uite-te, ia aici. Sunt acolo, la ciupeală. Ai venit din extremă. Rămâne mingea pe acolo, să poți să te fac să o scoți din lațe. Dar s-a jucat deschis, foarte deschis. Aveam ce trebuie. Noi am jucat deschis, cu poarta deschisă. Offside. N-a fost. Ce n-a ridicat pușierul? Că n-a fost. N-a fost. Uite cine a dat gol cu capul, Mateus, cel mai mic de pe terență. Doamne, doamne, ce apărare. Neapuiu, cred că făcea... A? Ca toți dracii pe margine. Nu mai făcea nimic. Stătea cu minte. Dă unul la pauză. Păi că 3-1 a fost. 3-1. 3-1 și s-a cam terminat. Nu s-a terminat, că a fost la un moment dat 5-3, 5-4 și la 5-4 ați avut ocazie. Dar ce am jucat, mă? Table? La aici. Tenis? Tenis. Păi au și scris, mi se pare că Ioan Chirilă scrisese că a fost cu un meci de tenis. Da, liniștit, erau alții tehnici, dar tu dădeai cu ce apucai. Important e că ai luat-o din plasă de două ori de la mine? Te-ai întors cu spatele la noi? Păi ce gol pe colțul scurt aici. Păi și ce vrei dacă l-ați lăsat să ducă până acolo? Păi tu uite, noi jucăm fundaș central cu Negrău, care Negrău era atacant central de obicei. Cam pe scurt, Nastelică, cam vină la golul ăsta. Păi gol pe scurt, ce vrei, e singur cu mine, putea să o dea unde vrea el. Prea târziu te-ai culcat, n-ai avut reflex. Trebuie să recunoști tu când greșești acum. Balint, eu măcar încercam să fac ceva la meciul ăsta, dar tu nici reflexe n-aveai, că n-apare nicio imagine, nu te văd pe nicăieri, te-a schimbat la pauză? Au tăiat ăștia când au făcut montajul. Eu ți-am zis că m-am menajat pentru meciurile de la campionatul mondial. Mi-era frică să nu mă accidentez. 5-3 și aici rămâne, la 5-3. Că mi s-a spus că ultimile două goluri n-au mai fost găsite. Nu le-a mai ajuns banda, mă, când au filmat. Da, probabil. Asta a fost, frate. S-au dus ultimele două goluri. S-au pierdut.